Treaba de acasă nu prea se potrivește cu cea din târg. Această zicală se poate aplica și în comunale rești, acolo unde administrația locală se luptă pentru a face din localitate una turistică. Însă mulți cetățeni aruncă gunoaiele pe malul râului târgului. Printre proiectele de anul acesta ale primarului Marian Toader se află și amenajarea unor porțiuni de pe marginea râului pentru loc de promenadă și agrement, precum și amenajarea unui drum de acces. Toate acestea vor fi realizate pentru atragerea turiștilor în localitate. Avem o perspectivă, mai ales pe unde e linia de medie tensiune de 20 de kV. Vrem să creăm și o alternativă, un drum așa cum paralel cu DG734, o altă cale de, de acces care ea există, dar sunt zone unde este nefuncțională și sunt este întreruptă. Practic nu, nu, se poate circula. Plus că după această cadastrare am înțeles că va apare și un zăvoi pe râul Târgului, ceea ce n-am avut până acum, iar în perspectiva noastră pentru partea legată de turism, vrem să creăm acolo niște zone, zone de, zone de agrement. La ora actuală, însă, comuna se confruntă cu altă problemă, și anume maldărul de gunoaie pe care cetățenii îl lasă pe marginea râului. Cu toate că s-au pus camere de lua vederi și bariere la aproape toate intrările, problema gunoiului nu s-a rezolvat. Administrația locală lucrează la un plan de măsuri pentru a-i pedepsi pe cei certați cu legea. O spun și o spun public și vreau să trag și un semnal de alarmă pe, pe această cale am încercat cu vorbă frumoasă, cu educație, cu astea, dar nu, nu mai reușim să mai facem față cu salubrizarea malurilor râului Târgului și, de fapt, a toate zonelor viranei, deoarece se aruncă gunoi în, în neștire. Se aruncă gunoi în neștire, deja mă, suntem, lucrăm la un plan de măsuri și pentru a acționa și vom trece... Am montat acele bariere, am mai pus camere de luat vedere, o să punem camere de luat vedere. Și o să trecem și la amenzi. Identificăm pe cei care aruncă cu în primul rând, cei care aruncă și sunt și cetățeni care dă către cei din Pojorăta, cetățenii de Nia le, le, dă gunoiul, le dă gunoiul, mă rog, deșeurile ce au dumnealor prin gospodărie, zice, păi eu le-am dat cu tare să le arunce, dar vina e comună, culpa la amândoi. Și atunci o să trecem la... Deja am modificat și cuantumul amenzilor, le-am mărit ca să... Așa și cu părere de rău o spun, vom trece la amenzi că altfel nu, nu se mai poate.